Scinder noaptea trecută în capitală și județele Dâmbovița și Ilfov. Polițiștii însoțiți de trupele DIA s-au percheziționat 10 locuințe în căutarea bărbaților care au incendiat o mașină cu 2 pasageri la bord în urmă cu o lună pe bulevardul Basarabia din București. Martorii spuneau atunci că ar fi vorba de 9 sau 10 agresori. Mascații căutau aseară însă 13 suspecți pentru care aveau și mandate de aducere. În noaptea de 12 februarie, doi tineri de 23 și 27 de ani au suferit arsuri foarte grave după ce mai mulți indivizi au aruncat cocktailuri Molotov în mașina în care se aflau. Cei doi au fost externați în stare bună din Spitalul de Urgență Florească.